sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Cele 120 de milioane investite în strada Albișoara nu ne vor scăpa de inundații, spune fostul primar interimar Ruslan Codreanu, care afirmă că lucrările sunt necalitative. Ion Ceban neagă asta. Revenit din vacanță, Igor Dodon, care nu a stat nicio zi în carantină, a mers la o petrecere cu mai mulți interpreți autohtoni. Ca în vremurile bune, nimeni nu avea mască, iar de distanță fizică nici vorbă. Astăzi începe perioada electorală, iar asta înseamnă că cei care vor să candideze pot să înceapă să colecteze semnături. Cei 120 de milioane de lei bani publici investiți în strada Albișoara nu ne vor scăpa de inundații. De această părere este fostul primar interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, care afirmă că gurile de captare a apei nu sunt făcute calitativ. Mai mult, el afirmă că asfaltul este turnat de ochii lumii și în câțiva ani se va deteriora. Primarul a negat acuzațiile și a spus că totul se face conform normelor. După ce ieri pe rețelele de socializare a apărut o poză cu o gură de canalizare acoperită cu asfalt, azi dimineață toate grilajele erau deja curățate. Peste noapte, cum a plouat, tot asfaltul și tot glodul a înăuntru. Deci grila asta de captare, ea pur și simplu nu lucrează. Și nu doar grila, dar colectorul de apă, el nu lucrează. Ion Ceban, care este în concediu, nu a fost de găsit pentru o replică. Primarul a venit însă cu o reacție pe pagina sa de Facebook, unde afirmă că toate lucrările sunt făcute calitativ și la cele mai înalte standarde. Vreau să vă dezamăgesc, stimați internauți. În procesul tehnologic de așternere a asfaltului se recomandă astuparea gurilor de captare prin diferite metode pentru evitarea pătrunderii asfaltului în canalizarea pluvială, a scris Ion Ceban. Acum, ce intervenție, pur și simplu deja lasă fisuri pe marginea grilii de captare. Fisuri în care va intra apă și în jumătate de an, pur și simplu, va crăpa asfaltul și aici. Potrivit fostului primar interimar Ruslan Codreanu, care susține că s-a consultat cu specialiști în domeniu, gurile de captare au fost instalate la repezeală, fără să fie respectate normele, iar la capitolul calitate, spune el, s-a economisit. Ele trebuie încadrate pe o placă de beton și turnat beton împrejurul lor, ca ele să fie fixate foarte bine. Când a pornit lucrările pe Albișoara, una dintre cele mai importante artere din oraș și care este cel mai mult afectată de inundații, Ceban a spus că la toamnă apa acolo nu se va mai aduna. Codreanu însă afirmă altceva. Calitatea lucrărilor anume la grilii de captare este de mântuială sau de frumusețe, cum zice primarul Ion Ceban. Până va trece campania prezidențială și după asta lucrurile se vor deteriora. O soluție ar fi curățarea tuturor gurilor de captare a apei și de pe străzile adiacente, dar și desfundarea canalelor la care nu s-a intervenit de ani buni, fiindcă nu este tehnică, susține fostul primar interimar. Aici eu vă dau garanție că nu s-a intervenit la curățarea colectoarelor care duce apa în sub Albișoara. Deci ele trebuie curățate. Apa când vine aici, ea pur și simplu se... nu are unde merge mai departe. Codreanu afirmă că tot de ochii lumii a fost așternut și stratul de asfalt pe stradă. El este deteriorat fundamentul. Și atunci când el joacă și tu torni 2 sau 4 cm de asfalt, el pur și simplu o să deniveleze peste o perioadă foarte scurtă. Lucrările de pe Albișoara sunt preconizate să fie încheiate în noiembrie, adică după alegerile prezidențiale. Anterior, Ceban a ținut să menționeze că și Igor Dodon ar avea o contribuție aici. Dumneavoastră știți foarte bine că această inițiativă vine din partea președintelui ca să modernizăm strada Albișoara. Conform proiectului primăriei, pe lângă carosabil, trotuare și guri de canalizare, se va interveni și la iluminarea stradală. Costul lucrărilor ajunge la 120 de milioane de lei, dintre care 65 de milioane sunt din bugetul de stat, iar restul din cel municipal. Pentru că mai multe străzi au fost închise, întrucât se repară țevi vechi, centrul capitalei a amorțit astăzi în ambuteiaje. Altă problemă rămasă fără soluție sunt autoturismele parcate neregulamentar, revenind cu imagini și detalii în câteva minute. Astăzi începe perioada electorală, ceea ce înseamnă că persoanele care vor să candideze la prezidențiale pot să-și înregistreze grupurile de inițiativă și să colecteze semnături ca să fie înscrise în cursă. Tot în acest timp sunt organizate secțiile de votare și sunt instruiți funcționarii electorali. Mai mulți politicieni și-au exprimat îngrijorarea că această practică ar putea duce la răspândirea coronavirusului, dar CEC așa și nu a anulat-o.
obligația de a colecta semnături. Vrem să remarcăm că această obligație este menținută prin prevederi legale în continuare și este aplicabilă pentru toți candidații, indiferent de faptul dacă sunt candidați independenți sau sunt desemnați de către partidele politice. Ați stabilit deja niște reguli, niște restricții după care trebuie să se conducă persoanele care vor merge la oameni după semnături? Aceste restricții au fost, de fapt, aprobate prin hotărârile Comisiei pentru situații excepționale. Ceea ce putem să reglementăm noi sunt regulile de comportament nemijlocit în secțiile de votare. Așadar, potrivit Comisiei Electorale Centrale, deși pentru prima dată perioada electorală vine pe timp de pandemie, când riscul răspândirii virusului este mare, nimic nu se va schimba. Toate procedurile vor rămâne aceleași, iar candidații trebuie să găsească singuri metode de a se proteja pe ei și pe alegători. În această perioadă vor fi formate consiliile electorale, birourile electorale a secțiilor de votare, include și perioada de desemnare a candidaților. Perioada electorală este mult mai largă decât campanie electorală, întrucât în această perioadă are loc procesul de organizare și desfășurare a scrutinului electoral. Campania electorală este perioada nemijlocită în care se desfășoară agitația electorală de către candidații sau concurenții electorale. Președintele Republicii Moldova va fi ales pe 1 noiembrie. Cu 2 luni înainte de alegeri, fiecare a patra persoană nu știe pentru cine să voteze la prezidențiale, arată un sondaj al Asociației Sociologilor și Demografilor publicat astăzi. Aceleași date arată că în cazul unor parlamentare, Democrație și Platforma DA nu ar mai avea fotolii legislativ. Dodon ar putea să o devanseze pe Maia Sandu cu o diferență de 9 puncte procentuale. Cifrele prezentate nu include însă și pe alegătorii indeciși, care încă nu au luat o decizie cu privire la viitorul președinte. De altfel, datele arată că o pătrime din electorat nu va participa sau nu știe în dreptul cărui politician să pună ștampila. Socialiștii sunt primii în opțiunile a aproape 30% din respondenți. PAS este preferat de 20% din respondenți. Partidul Șor acumulează 6%, iar Partidul Nostru 5%. Democrații se află sub pragul electoral și se aleg cu o cotă mai mică de 4%, la fel ca și Platforma DA sau Comuniștii. Mai puțin de 1% are noul partid, Promoldova. În același timp, aproape o cincime din cei chestionați nu știu pentru cine să voteze, iar mai puțin de o zecime afirmă că nu se vor prezenta la urne. Sondajul numit Vox Populi August 2020 a fost făcut pe un eșantion de 1191 de persoane și are o marjă de eroare de 3%. Datele au fost colectate la inițiativa și din sursele Asociației Sociologilor și Demografilor. Din vacanță la distracție, Igor Dodon, care nu a stat în carantină după ce a revenit de la Moscova și nici nu a anunțat dacă a dat testul la COVID, a petrecut ieri cu mai mulți interpreți la Orheiul Vechi. Au ciocnit pahare și au făcut poze unii lângă alții, uitând de măști și de distanță fizică. Câțiva interpreți ne-au spus că erau la o petrecere organizată cu ocazia lansării unui videoclip și nu știau că va veni și Dodon acolo. Vreau să mulțumesc pentru faptul că în pofida situației dificile care este, COVID, nu v-ați speriat, ați mers prin Raioane, ați făcut câteva clipuri foarte frumoase, eu le-am văzut 2. Mai facem 3. Din câte ne-au povestit artiștii prezenți la evenimentul de la Butuceni, întâlnirea a fost organizată cu ocazia încheierii filmărilor pentru un videoclip care urmează să fie lansat oficial pe 27 august. Era evenimentul organizat în genere de altcineva. Până la un moment dat, când ne-am trezit, ne-am trezit cu președintele în față. În genere eram pentru altceva adunat acolo. Întâlnirea la care brusc a apărut și Igor Dodon a fost inițiată de o revistă din capitală, spun artiștii. Eu nu știam că o să fie așa de prost luat în vizorul publicului această întâlnire. Nu știam că așa o să fim primiți. Eu m-am uitat la chestia asta și până acum mă uit la o poză președintele țării cu o seamă de artiști și cu oameni de artă. Nu văd nimic asociere politică. Din poze se observă că sărbătoarea s-ar fi organizată de parcă am fi trăit în vremurile bune, departe de pandemie. Nimeni nu poartă mască, iar distanța fizică nu e respectată. Мы просто когда встречаемся, все целуемся, поэтому маски неудобно делать.
Я шучу. Что прокомментировать? У всех там проверили температуру. А что он не вряд дал комментарий? Есть абсолют responsabilitatea și treaba mea. Videoclipul pentru care artiștii s-au adunat a și fost postat pe internet, dar nu știm dacă în varianta finală. De la revenirea sa din sanatorul din Rusia, Igor Dodon a participat la o serie de evenimente publice fără să poarte mască de protecție. Deși anterior, poliția de frontieră spunea că șeful statului, la fel ca oricine, trebuie să stea în carantină, pentru că nu e vorba de o vizită de serviciu. La revenire, președinția a și găsit o explicație, că vizita a fost făcută în scop medical. Înainte de plecare, însă, Dodon spunea că pleacă la odihnă. Foarte mulți mă întreabă despre odihnă. Nu am fost la odihnă. O să vedem, poate pe câteva zile o să plec în Rusia, la Moscova. Astăzi, instituția prezidențială nu a comentat întâlnirea lui Dodon cu artiștii. A fost o dimineață chinuitoare în traficul din Chișinău. Centrul orașului a fost paralizat de ambuteiaje mari. Cauze sunt mai multe. Câteva străzi au fost închise, întrucât pe unde se repară țevi vechi, pe unde se pune asfalt. Iar în unele cazuri nu era niciun indicator sau un polițist care să dirigeze fluxul. Peste toate se adaugă vechea problemă, mașinile parcate neregulamentar, pentru care soluția așa și nu s-a găsit. Din păcate, am obișnuit deja. Centrul capitalei a fost astăzi blocat din cauza ambuteiajelor. Pe strada Vasile Alexandrii se formau cozi de sute de metri, la fel și pe strada Mihail Cogălniceanu. Sfârșitul vokzalului la Chicago, nu bolși ceas ехал. Aici de remont, dar rog, nu știu pe ce mă uite probă. Strada Vlai cu Pârcălap era închisă din cauza că se reparau niște țevi, iar șoferii care au trecut la prânz pe acolo s-au revoltat pentru că nimeni din muncitori nu era. La intersecția străzilor Mihail Cogălniceanu și Vlai cu Pârcălap se fac lucrări de schimbare a sistemului de canalizare. Muncitorii au început să lucreze după ce au luat masa și cred că până la sfârșitul acestei zile vor finisa totul. Un alt motiv de creare al ambuteiajelor ar fi mașinile parcate neregulamentar care ocupă o bandă. Și la intersecția străzilor Armenească și București era un flux mare de mașini, iar la fiecare câteva minute câte o ambulanță își facea loc cu greu printre mașini. Sunteți în trafic? Da, 20 de minute. Ca și oricare, mergem undeva și să grăbim, vrem mai repede să ajungem. Ambuteiaje mari au fost și pe străzile Ismail și Dmitrie Cantemir, dar și în apropierea străzii Albișoara, care este închisă acum pe segmentul dintre Petru Rare și Alexandru Botezatu. Reprezentanții Inspectoratului Național de Securitate Publică nu ne-au răspuns la telefon ca să ne spună de ce oamenii legii nu au intervenit la fluidizarea traficului și amendarea șoferilor care au parcat neregulamentar. Cu aproape două luni înainte de alegerile prezidențiale, am putea avea gaz mai ieftin. Despre asta a anunțat Igor Dodon după ce s-a întâlnit cu șeful de la Moldova Gaz. Cei doi au convenit să fie inițiate negocieri în vederea semnării unui contract pe 3 ani cu Gazprom privind livrarea carburanților în Moldova. Igor Dodon susține că s-a discutat și despre datoria regiunii transnistriene, dar nu a spus ce anume. Președintele nu a vorbit însă niciodată despre gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, care urmează să fie inaugurat peste 2 zile și care va reduce dependența Moldovei de gazul rusesc. Chiar dacă a luat arma în mână, Alexandru Lukashenko nu i-a speriat pe belaruși. Oamenii s-au adunat din nou aseară în Piața Independenței din Minsk. De această dată nu s-a trecut fără rețineri. Câteva persoane au fost luate pe sus de poliție pentru că au vrut să monteze tehnica necesară pentru discuții în formatul microfonul deschis. За то, что люди хотели открытый микрофон сделать здесь, провести. Кажется, нас игнорируют. То есть, ну, нам включили матюгальники, но волю народа проигнорировали как на выборах, так и сейчас, просто как будто нас нет. Абсолютно незаконный президент, причем 25 годов, и он уже порушая конституцию, и он фальсификуя выборы. Я 20 годов на кожных выборах была назиральником, и каждый раз были... фальсификации. Уже 15 дней выходим, надо будет еще 150 дней будем выходить. Aseară câteva sute de oameni au protestat în Piața Independenței.
Fără microfon și boxe, oamenii au cântat și au dansat. Ieri au fost reținuți 4 membri ai Consiliului de Coordonare al Opoziției, care încearcă să ajungă la un dialog cu autoritățile. Их обвиняют в административном правонарушении, незаконное организация забастовок. După apariția în forță a lui Alexandru Lukashenko în vestă anti-glonț și cu arma în mână, pe internet a apărut un șir de memuri la adresa acestuia. Momentul în care președintele Belarus coboară din avion cu un Kalashnikov în mână a fost pus pe coloana sonoră a renumitului film rusesc Brigada. Lukashenko este comparat cu liderul Turkmenistanului, cu Rambo, un personaj din filmele americane, dar și cunoscutul comisar din filmul Taxi. Не будете думать, нас всех по колено загонит в чужую землю. Абсолютно очевидно, что власть очень сильно боится собственного народа и боится мнения большинства. Мы абсолютно уверены, что рано или поздно настанет этот момент, когда им придется смириться с этой ситуацией и пойти на диалог с собственным народом. Între timp, Lukashenko a avertizat profesorii că dacă vor ieși la proteste, vor fi demiși. У нас государственное образование, государственная школа, государственная идеология, и те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим, идите, преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Ieri, în cadrul unei întrevederi cu adjunctul secretarului de stat american, aflat într-o vizită la Vilnius pentru discuții despre situația din Belarus, lidera opoziției, Svetlana Tihanovskaya, a anunțat că este gata să negocieze cu autoritățile de la Minsk. Statele Unite și Uniunea Europeană au refuzat să recunoască rezultatul alegerilor și au condamnat mai multe nereguli ce au avut loc în timpul procesului. Medicii ruși reacționează la anunțul celor germani care susțin că Alexei Navalny a fost otrăvit cu o substanță neurotoxică. Aceștia spun că nu au găsit în timpul testelor această substanță în corpul opozantului rus. Uniunea Europeană îndeamnă Moscova la o anchetă cu privire la otrăvirea lui Navalny, iar Kremlinul anunță că va declanșa o investigație doar în cazul în care acest lucru va fi confirmat. Medicii de la Spitalul din Berlin au anunțat ieri că datele clinice indică faptul că Alexei Navalny prezintă urme de otrăvire cu un fel de inhibitor de colinesterază și nu exclud că acesta ar putea rămâne cu sechele pe termen lung asupra sistemului nervos. În replică, doctorii ruși care l-au îngrijit pe Navalny în timpul spitalizării sale în Omsk au declarat că nu au găsit în corpul acestuia niciun fel de inhibitor. Experții spun că această substanță neurotoxică este apropiată de novicioc, cu care au fost contaminați fostul spion Sergei Skripal și fiica Acestuia. Они очень хорошо растворяются в воде, и поэтому растворить, там, бросить щепотку там, в чашку с чаем, тем более горяченького, быстро растворится и будет незаметно. Susținătorii lui Navalny cred că acestuia i-a fost pusă o travă într-un ceai pe care l-a băut pe aeroportul din Tomsk înainte de a se îmbarca în avionul cu destinația Moscova. Producătorul de film care a organizat transportul din Siberia la Berlin pentru Navalny susține că opozantul rus ar fi murit dacă ar fi ajuns la Moscova. He's a healthy, strong man with a good constitution. The night before the attack, or whatever you want to call it, he was swimming in a river and I mean there's this video that we've all seen from the plane. Where he gets this incredible pain, he's screaming, and we got a very clear message also from the doctors that if there would have not been an emergency landing in Omsk, where he was brought to hospital, if they would have been trying to fly onto Moscow, he would have died. Opozanții ruși cred că în spatele tentativei de asasinat stă Kremlinul, care ar fi fost deranjat de activitatea lui Navalny, dar și speriat de faptul că în Belarus soția unui blogger a reușit să scoată lumea în stradă. Я думаю, впечатлила Беларусь. Нашу власть. Они увидели, как диктатура, которая еще недавно уверенно и крепко стояла на ногах, буквально на глазах стала разрушаться, несмотря на то, что там как раз репрессии уже давно работают, там давно уже уничтожают оппозиционеров, которых
потом числят пропавшими без вести. Uniunea Europeană, dar și cancelarul Germaniei Angela Merkel au cerut Rusiei să investigheze presupusa otrăvire a opozantului rus Alexei Navalny și ca vinovații în acest caz să răspundă în fața legii. Kremlinul a anunțat că nu vede deocamdată nevoia unei investigații privind circumstanțele îmbolnăvirii lui Navalny. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, susține că medicii germani nu au identificat în mod concludent substanța care a cauzat îmbolnăvirea, adăugând că este neclar de ce se grăbesc să vorbească despre o otrăvire. Doi copii și mama lor au ajuns la spital după ce șoferul automobilului în care se aflau a pierdut controlul volanului. Mașina s-a izbit într-un panou publicitar pe viaductul din sectorul botanic al capitalei. Ajuns la fața locului, polițiștii au constatat că automobil de model Audi, condus de șofer în vârstă de 35 de ani, a pierdut controlul volanului și s-a tamponat în obstacol într-un panou publicitar. La fața locului a intervenit și un echipaj de pompieri. Potrivit ofițerului de presă, nu a fost nevoie de descarcerare. Șoferul riscă 6 puncte de penalizare și o amendă de 1.500 de lei. Un bărbat de 54 de ani a murit după ce a fost stropit cu spirt, apoi incendiat. Suspect este un tânăr de 31 de ani care lua în chirie o cameră din apartamentul victimei. Ajuns pe mâna poliției, acesta a declarat că totul s-a întâmplat după o ceartă. Individul a fost reținut și ar putea sta 15 ani după gratii. Acesta și-a recunoscut vina, comunicând că în timp ce se afla în ospiție, între el și bărbatul care a decedat s-a iscat un conflict. Ulterior, ultimul cu un cuțit i-a aplicat acestuia o tăietură, după care suspectul a luat o sticlă cu o substanță inflamabilă și anume în ea se afla spirt. L-a stropit și i-a dat foc. După ce i-a dat foc bărbatului, suspectul împreună cu proprietarul locuinței în care se aflau cei trei au stins flăcările. Deși avea mai multe răni pe suprafața corpului, victima, dar și cel care l-a stropit cu spirt, au reușit să ajungă acasă. Când l-a văzut în ce stare este, soția bărbatului de 54 de ani a alertat poliția. A încercat să cheme și ambulanța, dar victima a refuzat, iar în scurt timp bărbatul a decedat. Suspectul a fost reținut chiar în odaia pe care o închiria de la victimă. Acesta și-a vina. Cazul a avut loc acum două zile în capitală, dar oamenii legii au publicat abia astăzi informații. Poliția spune că bănuitul în vârstă de 31 de ani a fost anterior judecat pentru jaf. El a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat pentru vătămare intenționată gravă a integrității corporale, infracțiune ce se pedepsește cu până la 15 ani de închisoare. Conflictul din Dărăneu între reprezentanții Mitropoliei Moldovei și cea a Basarabiei nu se mai termină. Parohul bisericii se plânge că și-a găsit într-o dimineață cauciucurile de la mașină tăiate și crede că au făcut-o susținătorii Mitropoliei Moldovei. Cei din urmă afirmă că nu au nicio legătură cu incidentul. Preotul Marin Florin povestește că și-a parcat mașina ca mai mereu în curtea bisericii. Dimineața însă când s-a trezit și-a găsit automobilul distrus. Au pătruns pe teritoriul bisericii în parcarea unde țin mașina și mi-o tăie cauciucul de cuțitul. Totul s-a întâmplat aproape de miezul nopții. Din imaginele de pe camerele de supraveghere se vede cum cineva se apropie de mașină. După câteva secunde petrecute acolo, dă bir cu fugiții. Mai sunt mai multe persoane care au pătrimit așa ceva, dar ele se tem să spună. Tot așa au pătruns în ograda cetățenilor și se taie roțile la mașină la credincioșii care vin la parohia noastră. Acum preotul trebuie să scoată din buzunar în jur de 4.000 de lei pentru a înlocui cele două anvelope distruse. Acesta crede că fapt ar fi o acțiune de intimidare din partea susținătorilor Mitropoliei Moldovei. Nu este Dumnezeu rușilor sau a românilor. Este un singur Dumnezeu. Ei se țin să taie roțile preotului pentru demoralizare, pentru o speriere. Cei din urmă afirmă că nu au vreo legătură cu incidentul. Cum au spus minciuni până acum și de acum tot le spune, cine știe cine o tăiat cauciucurile. Nu vrea să stârnească valurile în societate, oamenii din localitate nu-l doresc pentru pelăgiei. Preotul a depus o plângere la poliție, iar ancheta este în derulare. Conflictul la Dereneu a început cu 2 ani în urmă, după ce preotul Marin Florin și-a trecut biserica la Mitropolia Basarabiei. O parte din oamenii din sat au fost împotrivă. Ulterior, cele două tabere au protestat, s-au luat la harță și s-au acuzat reciproc de acțiuni violente. Acum în localitate slujesc doi preoți de la metropolii diferite. Unul petrece slujbele în biserică, altul într-o anexă din curte.
Republicanii l-au nominalizat oficial pe Donald Trump drept candidat pentru un nou mandat de președinte al Statelor Unite. În discursul din prima zi a convenției care a început aseară, Trump și-a avertizat colegii de partid că democrația ar putea fura alegerile. Nu este pentru prima oară când liderul de la Casa Albă lansează astfel de ipoteze, ridicând semne de întrebare dacă va recunoaște rezultatul scrutinului în cazul unei înfrângeri. Now, if you want to really drive him crazy, you say 12 more years. Because we caught them doing some really bad things in 2016. Let's see what happens. We caught them doing some really bad things. We have to be very careful. Prima noapte a Convenției Naționale Republicane a reprezentat o replică de 2 ore și jumătate la acuzațiile făcute săptămâna trecută de democrați la adresa lui Donald Trump. Our country can go in a horrible, horrible direction. Or in an even greater direction. And before the plague came in from China, that's where we were going. We were going in a direction like we had never seen, the most successful economy in the history of our country. Trump a reluat controversatele sale acuzații legate de votul prin corespondență, care ar urma să fie utilizat și mai mult din cauza măsurilor de protecție impuse de pandemie. We're going to win this election. The only way they can take this election away from us is if this is a rigged election. We're going to win this election. We're going to win this election. În prezent, în sondaje, conduce Joe Biden, candidatul democrat pentru funcția de președinte. Trump susținea că există pericolul ca alegerile să fie fraudate și în 2016, când se afla în urma lui Hillary Clinton în sondaje. Fiul lui Donald Trump a spus de asemenea că o victorie a lui Biden în alegeri ar opri recuperarea economică. America is the greatest country on earth, but my father's entire worldview revolves around the idea that we can always do even better. Donald Trump va accepta nominalizarea din partea partidului joi noaptea în fața unei mulțimi prezente pe peluza sudică a Casei Albe. Cel puțin 6 oameni au murit, iar 12 sunt blocați sub dărâmăturile unei clădiri cu 5 etaje care s-a prăbușit într-un oraș din vestul Indiei. Salvatorii au scos din ruine circa 30 de persoane, iar mai mulți locuitori din zona au venit în ajutorul echipelor de salvare. Autoritățile trebuie să stabilească motivul prăbușirii și numărul victimelor. Clădirile vechi sau cele construite ilegal din India se prăbușesc deseori, mai ales în timpul ploilor torențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.